Potrivit legilor în vigoare, pensia de urmaș se cuvine atât copiilor cât și soțului supraviețuitor, dacă persoana decedată era pensionară sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. De asemenea, cei care pot beneficia de pensia de urmaș trebuie să îndeplinească anumite condiții impuse de lege. În conformitate cu articolul 83 din legea 263/2010, pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. Copiii au dreptul la pensie de urmaș până la vârsta de 16 ani sau dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii până la terminarea acestora fără a depăși vârsta de 26 de ani. Mai au dreptul copiii pe toată perioada duratei de invaliditate, de orice grad, dacă aceasta s-a evit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile până la 16 ani sau până la 26 de ani dacă urmează o formă de învățământ. De menționat este și faptul că suma pensiei de urmaș este stabilită și în funcție de anii de căsnicie pe care perechea i-a avut. Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus. Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș indiferent de vârstă pe perioada în care este invalid gradul 1 sau 2, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an. Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș indiferent de vârstă și durata căsătoriei dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie, ori dacă aceasta este mai mică de 35% din câștigul salarial mediu brut pe țară. Pensia de urmaș se stabilește după caz din pensia pentru limita de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul în condițiile legii persoana decedată, pensia de invaliditate gradul 1 în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă, iar cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător, aferent pensiei prevăzute în funcție de numărul urmașilor, astfel: 50% pentru un singur urmaș, 75% pentru doi urmași, 100% pentru trei sau mai mulți urmași. Cuantumul pensiei de urmaș în cazul urmașilor de ambii părinți se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș calculate după fiecare părinte.